drumul pe care se află acest pod, îl avem depus la Compania Națională de Investiții în vederea modernizării prin asfaltare. Este un drum care are o lungime de 1,2 km. El face parte dintr-un complex de drumuri pe care îl avem pus la nivelul Companiei Naționale de Investiții, împreună cu drumul de la biserică din Slobozia spre Corhană. Sperăm ca în viitorul apropiat să-l scoatem la licitație. Avem pregătită proiectarea. Așteptăm acum avizul de la Compania Națională de Investiții.